Bună tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Acum tocmai editam acest clip și mi-am dat seama că ar trebui să vă zic câteva vorbe înainte, dar nu sunt pregătită fizic. De asta îmi cer scuze că arăt așa, exact cum stau în casă. Mi-a apărut și un herpes, fiindcă atunci când trec printr-o perioadă foarte, foarte obositoare, cum a fost și perioada care tocmai a trecut, așa se manifestă la mine, mi-apare cât o herpes, așa că nu intenționam deloc să ne vedem la față, dar vreau să vă zic câteva vorbe, să vă zic, dragii mei, în clipul de astăzi o să vedeți ce am mâncat în zilele 5, 6, 7, 8 de dietă, mic dejun, prânz, cină, o să vă dau câteva idei, facem împreună la Tefalu am pot și mazăre cu pui și supă de pui cu căluște, o să vedeți așa cum am pregătit acolo, deci am și câteva rețete pentru voi. Câteva mici cumpărături pe care le-am făcut în Mega Image și de asta fac o scurtă paranteză să vă zic și vouă de un, nu știu cum să zic, un truc ceva de genul. Am comandat niște mâncare sănătoasă de la Food Kit. O să vedeți în clip. Nu este un clip sponsorizat, mai mult decât atât eu am comandat gratuit, fiindcă o prietenă în urmă cu vreo săptămână sau două mi-a trimis un voucher pe mail de 100 de lei, de asta am comandat ce o să vedeți voi acolo și voiam să vă zic și voi, intrați la ei, vă faceți cont, iar undeva acolo scrie să trimiteți unui prieten un voucher de 100 de lei. Așadar puteți să-i trimiteți mamei, iubitului, soțului și așa mai departe și cu voucherul acela, comandați și voi și încercați. Cred că au făcut campania asta fiindcă sunt la început de drum, nu știu, n-am citit foarte multe. Doar m-am bucurat. Eu am primit voucherul de la prietena mea, Diana. Am comandat ce o să vedeți voi în clip. Iar eu i-am trimis lui Adi și am mai făcut o comandă. Urmează să vină mâine, cred. Așadar, intrați și voi că poate mai este valabilă campania și să încercați niște mâncare sănătoasă cu 100 de lei, totuși. Ceea ce nu este puțin. Știți că mie îmi place atunci când găsesc lucruri din astea să vă zic și vouă. Le-am zis și prietenilor mai departe și au comandat și ei. Mâncarea, din punctul meu de vedere, este ok, este sănătoasă și îți arată numărul exact de calorii. Asta m-a bucurat cel mai tare. Dar dacă faceți comanda, neapărat să vă comandați supă cremă de ciuperci. Absolut gustoasă. Cam atât am avut eu de zis. Noi continuăm cu sportul, continuăm cu mâncatul sănătos, zic eu. A fost zile în care mi-a fost poftă de bronțăit, mi-a fost mai greu, dar am continuat. Momentan suntem bine. În principal o să mă gândesc undeva la o săptămână, dar vedem. Cam atât am avut eu de zis. Vizionare plăcută. Sper să vă placă clipul. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, să-mi dați un like și să-mi lăsați părerea voastră în rubrica de comentarii. Dragii mei, vizionare plăcută! Micul dejun din această dimineață, terci de ovăz cu fructe. Porția mea este de 70 de grame de terci și 150 de ml de lapte. Am folosit lapte cu 1,5% grăsime. Le-am amestecat foarte bine, iar pe urmă mi-am pus aici o banană micuță, foarte, foarte coaptă și un sfert de pară, scorțișoară peste și cam atât. Asta mănâncă și Adi, iar lui David nu i-a mai făcut astăzi, fiindcă a mâncat săptămâna asta de două ori, odată cu banană pasată așa și odată cu măr ras, terci mă refer. Bine, lui mai pun și migdale și fulgi de cocos dacă e miere, dar pentru noi doar atât. Și cam asta este micul meu dejun. Astăzi la prânz vom mânca pizza pe lipie și voiam să vă arăt și vouă așa arată înainte de a fi introdusă la cuptor. Pe hârtie de copt am pus câte o lipie Graham și în interior am uns-o cu o linguriță, să zic așa, de ketchup foarte, foarte puțin și am pus porumb, ceapă, ardei gras, ciuperci, 50 de grame de mușchiuleț pentru fiecare pizza mă refer și 60 de grame de mozzarella light. Un pic de sare peste și bag la cuptor. Una e a mea, una e a lui Adi, bineînțeles. Arată foarte bine și este o variantă mai slab calorică. Pizza noastră este gata, arată foarte bine și miroase super bine de la ardeiul acesta gras. Mozzarella s-a topit și lipia s-a crocânțit așa. O să mâncăm acum. Iar aici am pregătit lui David o fripturică, bine, o să o bag la cuptor acum, din două pulpițe și un pic de piept de pui, cartof alb, cartof dulce, doi căței de usturoi, un pic de ulei de măsline, sare, piper, usturoi granulat și boia și un pic de pătrunjel verde, pătrunjel uscat, nu pătrunjel verde.
Le-am amestecat foarte bine, îi le bag la cuptor într-o tăviță din asta de iena și o să mănânce ca și prânz. M-am apucat să fac și o supiță de pui cu găluște, astea sunt legumele pe care le voi pune. Știți că eu fac cu foarte multe legume și nu le las întregi, le mărunțesc fiindcă le și mâncăm, adică nu doar le pun pentru gust și le scot. Iar aici am aproape un pui întreg, am scos doar pulpițele, copănelele mai exact și un pic de piept, în rest am lăsat totul. Am pus apă și am pus 10 minute pe sup, pe programul sup. Iar acum am depresurizat, voi pune legumele, o să pun sare, o să pun și un pic de, un fel de delicat din asta, dar varianta sănătoasă. Mai pun pe 10 minute, cred, să văd cum e carnea, o să o verific. Iar la sfârșit o să pun și găluștele pe care le-am pregătit, adică compoziția din ouă, sare și griș, este deja la frigider. Le pun și cred că o să mai dau 5 minute pe steam, ceva de genul. O să verific și eu pe grup să văd cum trebuie. Cam așa e și fripturica lui David, asta este tot ce a rămas, a mâncat pieptul și cartofiori și dulci și normal, albi, foarte, foarte gustoasă, i-a plăcut mult. Și n-am mai apucat să vă mai arăt supița, fiindcă nu mai aveam memorie și a trebuit să stau, cred că, vreo oră și jumătate să-mi descarc tot în laptop. Imediat, David. Până la urmă am făcut și găluștele, le-am pus în oală și am mai pus programul 3 minute pe steam. Și au ieșit foarte, foarte, foarte pufoase și fragede așa și moi cumva. Cam asta este supița noastră, arată super bine și este foarte gustoasă și eu am mai adăugat sucul de la o lămâie mică, fiindcă mie îmi place așa dulce, acrișoară cumva. Este super gustoasă, îmi pare rău că n-am avut pătrunjel verde și am pus un pic de pătrunjel uscat. David mănâncă acum supiță, dar fiindcă am mâncat la prânz cărniță, nu-i mai dau și seara. Așa că i-am pus găluște, morcov, cartof, legume și supiță, bineînțeles. Cam atât. Asta am gătit noi astăzi. Deci am mâncat tot, David, i-a plăcut super mult. A avut un cartofel întreg, o bucată de morcov, niște legume mărunțite și două găluște mari și supiță, bineînțeles. Aproape castronelul ăsta plin. Chiar i-a plăcut foarte mult. Cinea noastră din această seară am din nou 100 de grame de mămăliguță, ardeiul iute rămas de ieri și mai am aici 300 de grame de varză cu carne. În mod normal, combinația asta ar trebui să o mănânc la prânz, dar astăzi fac o excepție, fiindcă na, o aveam făcută și dacă tot n-am mâncat-o la prânz, o mănânc la cină. Astăzi la cea de-a doua gustare, la prima gustare a fost un grefuit, nu știu dacă am apucat să filmez, mă rog, la cea de-a doua gustare am mâncat împreună cu Adi câte 100 de grame de înghețată din aceasta, foarte, foarte bună. Am cumpărat-o din Lidl, a fost 10 lei, dar foarte gustoasă, este fix cum vedeți în poză, albă, cum ar veni de vanilie și cu bucățele de biscuiți, așa ca de Oreo. Din ce am citit pe ea are și zahăr, dar are și îndulcitor, de asta are și caloriile astea mai puține. Foarte gustoasă, doar că o cutie din asta mănânci din ea cam de, adică are 265 de grame. De două ori și încă un pic sau o împarți. Dar chiar o recomand, mai erau încă două variante, deci cu siguranță data viitoare când mă mai duc o să cumpăr. Era una cu ciocolată și mai era una cu caramel sărat. Cea cu ciocolată avea chiar mai puține calorii, deci cel mai probabil pe aceea o să o cumpăr data viitoare. Chiar vă recomand o înghețată de dietă dacă doriți. Bună dimineața, micul dejun din această dimineață. Avem aici niște legume, ceapă. Imediat, David. Ardei gras galben, ceapă roșie, castravete. Iar aici am făcut un sandwich din două felii de pâine integrală. Chiar ieri vorbeam cu Adi că noi nu prea mâncăm sandwich-uri, nu că nu ne-ar plăcea, dar fiindcă au destul de multe calorii și mănânci destul de multă pâine. Și astăzi voiam să mănânc niște mușchiuleți cu mozzarella. M-am gândit să le pun sub formă de sandwich și le-am băgat la presă. Le-am tăiat așa, am tăiat sandwich-ul meu în triunghi în două ca să vă arăt și vouă cum este în interior. Am pus vreo 30 de grame de mozzarella și vreo 40-50 de grame de mușchiuleț, adică o felie mai groasă. Și una dintre felie am feliile de pâine, am uns-o foarte, foarte puțin și cu cremă de brânză ca să se lipească așa, băgată la presă și cam atât. Ăsta este micul nostru dejun.
Tocmai ce mi-a venit coletul de la Food Kit, am dat să se livreze în sâmbătă între ora 10 și ora 1 și a venit la 11 și jumătate, deci chiar la mijlocul intervalului. Voiam să vă arăt și vouă ce am primit în cutie. Cutia este din carton, bineînțeles, dar produsele sunt foarte, foarte reci. Cu siguranță le-au ținut într-o ladă frigorifică sau ceva. Avem aici două porții de supă cremă de ciuperci aromatizată cu trufe. Am aici o foaie unde scrie și ce am primit, dar și numărul de calorii. Asta îmi place foarte mult, deci 153 de calorii pentru fiecare supă. Mai am aici o fripturică așa de curcan și piure de conopidă și ia uitați, sunt separate și vidate. O să vă arăt eu exact cum se procedează cu ele. Avem 337 de calorii porția, 400 de grame, ceea ce este super, super. Se vede aici că are și verdeaț, adică arată chiar foarte bine. Cred că este pătrunjel acela. Aici mai avem un fel de bol, un amestec așa, cu pui mediteranean și cu morcov baby. Ia uitați, și morcovei. Deci sunt efectiv în vid și sunt foarte, foarte reci. Ăștia, porția asta este 440, are 440 de calorii. Iar asta, tocăniță muntenească, tot la fel cu piure de conopidă. N-am mâncat niciodată piure de conopidă și voiam să încerc. Așa că am zis că dacă nu comand acum... asta are 349 de calorii. Deci asta am găsit eu în cutie, mâncărica, bilețelul acesta... care scrie aici așa, salutare, iată lista preparatelor comandate de tine, ține-o aproape, cel mai bine pe frigideria, te va ajuta să te organizezi și să știi dintr-o privire ce ai mâncat deja, ce mai ai bun la îndemână și numărul de calorii, să ai poftă și spor la evidență, foarte ok. Și mai am și aici o foaie în care povestesc așa exact despre mâncarea lor, despre kitul acesta, și o poză cu unul dintre preparate. Gata. Asta am vrut să vă arăt. Asta am găsit în colet. O să și gustăm, bineînțeles. Prânzul nostru de astăzi, supă de pui cu găluște. David a mâncat deja. I-am dus și lui ea din cameră, fiindcă el astăzi lucrează. Și eu voi mânca singurică, după mă duc să-l curăț repede pe David. Fiindcă antrenamentul trebuie să-l fac cam la 2 ore după ce mănânc. Așa că mănânc acum, prânzul îl culc pe David și abia după fac antrenamentul, astăzi am din nou picioare. Și am mai supă de pui cu găluște, nu o să mai mănânc cu pâine, fiindcă mi-am pus 3 găluște, lui Adi i-am dus și pâine, adică găluștele sunt destul de mari. Castronelul ăsta este mai micuț, așa să zic, de asta arată, adică este plin, este așa cât o mănuță, este fierbinte, încă de abia aștept să mănânc, este foarte, foarte gustoasă. Și aici mi-am scos carne, trebuie să mănânc undeva la 120 de grame, fiindcă este carne de pui. Și am preferat să mi-o scot lângă, fiindcă am vrut să mi-o și cântăresc, am și pulpă și un pic de piept. Este extraordinar de fragedă, oricum, na, puiul din comerț este foarte fraged, dar cred că și oala a avut... ceva de zis. Cam asta este prânzul nostru, super, super gustos. Cam atât. Nu mai pot. Mai am aici cam jumătate de copanel, dar nu mai pot. A fost super bună, dar e de ajuns. Astăzi la gustare am ales să mănânc niște struguri și mi-am spălat aici cam 150 de grame. Sunt struguri albi fără sâmburi, foarte, foarte, foarte dulci. Cina noastră din această seară, fără exagerare, a fost gata în... hai să zic 15 minute. Avem aici niște cotlete de porc. Am luat o caserolă, au fost 5 bucăți. Eu mi-am pus 2, Adi 3. Le-am gândărit oricum, 100 de grame. Nu mă așteptam ca 2 cotlete. Mă așteptam să mănânc doar unul, sinceră să fiu. Arată foarte bine. Cum am făcut într-o tigaie, fără ulei, fără nimic. Le-am pus pe ele în tigaia încinsă. Sare, piper, usturoi, granulat, fulgi de chili. Le-am întors pe partea cealaltă, am pus un pic de apă, capac și cam atât. Deci foarte simplu. Iar aici am pus niște legume. Am aproape 200 de grame de legume. Am avut niște legume din acelea congelate cu unt și fiindcă alea au destul de multe calorii, am vrut să combin cu altceva și am pus niște broccoli. La fel, într-o tigaie încinsă, sare, piper, usturoi granulat și un pic de apă și capac și cam atât. Asta vom mânca noi în această seară. Amestecul, cred că îl știți, mazăre, porumb, conopidă și morcov.
arată super, super bine și chiar îmi este foame. Supa de la pui de la prânz, supa de pui de la prânz de astăzi a fost foarte bună, dar nu prea mi-a ținut de foame. Așa că luăm cina la ora 8. Lasă aici să se consemneze că David mănâncă broccoli și legume cu mine. Deci, poftim, mămiță. Gato. Să-mi zici dacă îți place broccoli, da? Deci ce înseamnă, încă o dată îmi dovedesc eu mie ce înseamnă puterea exemplului. Deci n-am mai mâncat nectarine de nu știu cât timp. Săptămâna asta, fiindcă ne-a văzut pe noi, am mâncat nectarină. Acum broccoli la fel, n-am mai mâncat de, cred că peste un an. Când era bebe, îi făceam și mânca. Acum a văzut pe mine și a zis că vrea și el. E bun, mămiță? Da, e bun. E foarte bun, nu? Da. Băieții mănâncă broccoli, da. Bună dimineața, am mai ieșit micul dejun din ziua 7. Mi-am luat o lipie Graham, dar n-am vrut să o pun pe toată, fiindcă erau mai multe calorii, așa că am tăiat, vedeți și voi că este o lipie împăturită și mai era așa o bucată. Am tăiat bucata aceea, că am zis că este suficient. Într-o tigaie fără ulei am făcut 2 ouă cu sare și piper. Așa, le-am amestecat un fel de omletă. Am pus peste lipii, am pus salată. Am un mix de salată din acela la pungă, am pus ouăle, am pus un pic de prânzică, vreo 20-25 de grame de telemea de vacă și pe urmă o linguriță de sos sweet chili, din acela dulce și picant, fiindcă m-am gândit că brânza este sărată și sosul este dulce și mie îmi place combinația asta. Și cam atât. Și pe urmă l-am băgat la presă, fiindcă na, are destul de multe componente, să zic așa, și mi-ar fi fost un pic mai greu să-l mănânc și m-am gândit că se crocănțește așa un pic lipia. L-am împăturit așa, l-am băgat la presă și l-am lăsat un minut, să zic, și cam atât. Cam asta este micul meu dejun. Cam așa este combinația în interior, super, super bună și mai ales că este și călduță și este, așa cum vă ziceam, este și crocantă de la salata asta și moale de la ou, brânză. Dar și dulce și sărată. Foarte, foarte bun. Prânzul de astăzi, ultima porție de supă de pui cu găluște. Am aici 3 găluște, cartof, este un cartof tăiat în jumătate și mi-am pus cărniță înăuntru. Am gât în spate, ceva cu oase. I-am dat deja lui David să mănânce. Am fost afară 3 ore, cred că am mers pe jos. Așa că am făcut sport astăzi. Astăzi este duminică. Și nu am antrenament, dar cred că o să fac tot o jumătate de oră ceva. Și i-am dat lui David să mănânce, acum l-am pus un pic în pat și mănânc și eu repede și mă duc să-l culc. Este ora cinei, așa că o să pregătesc 2 punguțe din astea. Am scos tocăniță muntenească cu piure de conopidă, 349 de calorii. Da? Și am mai scos pui mediteranean cu morcov baby, 440 de calorii. Sunt astea 2 punguțe și aici sunt 2 punguțe, așa sunt sigilate. Iar acum, ca să le mănânci, trebuie să le încălzești și sunt 2 variante. Una, am scos, deci primul pas l-am făcut, am scos plicurile fără să rup ambalajul. Și pe urmă poți fie să încălzești plicurile timp de 5 minute în apă fierbinte, fie 2 minute la cuptorul cu microunde. Pe urmă desfaci plicurile și le pui în farfurie, bineînțeles, și servești. Cred că o să bag la microunde un fel de mâncare, o să gust, să văd dacă e ok. Și dacă e ok, o să fac așa și pe a doua, dacă nu, o să pun în apă fierbinte, adică să încerc a doua variantă. Și vă arăt vouă cum arată și rezultatul final și, bineînțeles, dacă este bun. Și gata, am încălzit ambele preparate, le-am pus în farfurie. Deci asta este tocănița muntenească, cred, piureul de conopidă. Și aici avem puiul cu morcov baby. Hai să gustăm din amândouă și să vedem. Eu și Adi de obicei mâncăm jumate-jumate din orice comandăm. Ăsta miroase foarte mult a mărar. Este un sos de roșii ceva cu mărar. Și călnița este de porc. Bun. Carnea este chiar fragedă. Sosul este dulce, acrișor, așa. Și parcă are o tentă un pic iute, dar nu foarte mult. Văd că are aici și ceapă și ardei gras și mărar, așa cum vă ziceam. Mă duce cu gândul la sosul pe care îl facem noi atunci când facem mazăre. Deci dacă ar avea și mazăre, ar fi același gust.
Piureul de conopidă, am vrut de mult să-l încerc, nu știu. Are... E ok, nu pot să zic că este preferatul meu, adică... E ok, este destul de cremos așa, dar este un pic amărui cumva. Dar, na. Totuși, fiindcă are foarte puține calorii, e ok. Dar, na, mai bună e cărnița. Și mai am aici cea de-a doua porție. Ia să vedem și astea. Morcovii baby, cred că au fost într-un fel de unt sau ceva trași la tigaie. Și usturoi. Și unt, da, asta se simte. Iar aici este tot la fel, un sos de roșii, ceva de genul, cu pui. Foarte bun, foarte gustos. Are gust ca un fel de ostropel. Uite, nu m-am gândit să combin treaba asta. Chiar foarte, foarte gustos. Ah, văd că are și niște măsline aici. Nu mă așteptam, nu mi-am dat seama ce e. Ce sunt măsline fără sâmburi. Foarte bun. Puiul este destul de fraged. Adică mă așteptam la carne. Nu știam cât de... Ce gust o să aibă o carne din pungă, la o adică. Dar chiar foarte gustos. Foarte, foarte bun. Și morcovii sunt un pic al dente, așa, adică nu sunt gătiți foarte, foarte mult. Au, cred că, un pic de, nu știu... Chives, cred că este ăsta. Adică nu are gust nici de pătrunjel și altceva, nu cred că ar avea. Deci este, cred că, unt cu un pic de usturoi. Trage așa la tigaie. Foarte gustos. Deci, cam toate mi-au plăcut, în afară de piureul de conopidă, care nu este wow, sinceră să fiu. Dar foarte, foarte gustoase ambele. Chiar da. Ăsta, dacă ar fi să aleg, aș alege preparatul acesta. Avea, cât am zis, vreo 400 de calorii, cred, nu? Eu acum o să împart în jumătate și partea asta și partea asta și o să mâncăm amândoi. Dar având în vedere că porția asta are 400 de calorii, mi se pare wow, adică e destul de mult în farfurie și este și foarte gustos, așa cum vă ziceam. Da, dacă n-ar fi atât de scump, aș comanda zilnic. Haideți să vă arăt și prima masă de astăzi. Era total altceva, o să vă povestesc și peripeția mea, m-am enervat incredibil de tare. Am făcut niște avocado toast, o nebunie era, fiindcă mi este super poftă de avocado și doar 2 sau copt, 2 mici. Și am prăjit pâine, fă pasta de avocado, wow, brânzică, cântărește, bineînțeles, arăta totul foarte bine. Și când Adi lângă mine a făcut cafeaua și când să pun în căni, am deschis... ușa de unde avem cănile dulapului și mi-a căzut un pahar peste tot și s-a spart. Și era plin de cioburi și mi-a fost frică să mănânc, că am zis că dacă e vreunul mic și nu-l văd. Așa că m-am enervat, mi-am pus cafeaua și am zis că nu mai mănânc nimic. Și Adi a făcut el o salată care arată foarte bine, cu salată din aceea la pungă, un mix așa. Porumb, ceapă roșie, roșii, mușchiuleț, crutoane de pâine și un nou ochi. Și cam asta mi-a adus mie să mănânc. Deși eu am zis că nu vreau să mai mănânc nimic, da? Obligat, forțat, ar trebui să mănânc asta. Mă rog, cam asta este prima masă a zilei. Sper să fie bun. Prima gustare de astăzi, o pară. Direct de la frigider, este crocantă, dulce acrișoară, așa că da, voi mânca o pară. Astăzi la prânz vom mânca chifteluțe de curcan cu cartof dulce. Avem aici farfuria lui Adi, farfuria mea și la fel o să mănânce și David. Are cartof dulce și două chifteluțe. Cartofii dulci i-am tăiat cubulețe, sare, piper, usturoi granulat, boia, pătrunjel uscat, un pic de ulei de măsline și băgați la cuptor. Iar la chifteluțe am avut jumătate de caserolă de carne de curcan. Și înăuntru am pus un ou, condimente, o felie de pâine muiată, usturoi dat pe răzătoare, ceapă dată pe răzătoare, cartofi, zucchini, adică să fie cu mai multe legume, modelate așa și băgate pe hârtie de copt la cuptor.
Au ieșit foarte, foarte zemoase, așa, nu știu cum să zic, adică nu sunt uscate absolut deloc. Auzisem că ar trebui la cele de la cuptor să pui o cană de apă sau ceva în interior, dar eu n-am pus. Probabil de la atâtea legume, de asta au ieșit atât de zemoase și de moi. Foarte bune. Am cântărit, aici am 150 de grame, fiindcă am pus și legume, de asta mi-am pus 150 de grame și mai am 100 de grame de cartofi dulce și fiindcă mi-au zis i-au zis pe băieți cum se aleargă prin casă. Fiindcă mi-au zis ai mei că ei deja au desfăcut un borcan de castraveți în oțet. Dacă nu știți cum îi punem noi, aveți rețeta pe canalul meu. Am filmat anul acesta. Și castraveții deja s-au oțețit. Am zis să desfac și eu un borcan. Așa cum mi-am pus și eu aici un castravete mai mic și lui Adi un castravete la mai mare. El are o porție puțin mai mare și cam atât. Nu știu dacă mănânc toate chifteluțele. Vizual pare destul de mult. Dar, oricum, combinația este foarte, foarte gustoasă și sănătoasă. Este destul de târziu, am reușit să fac și antrenamentul și am făcut duș, iar acum vreau să luăm cină. Din păcate, astăzi am făcut ordine prin casă, curățenie, am donat o grămadă de lucruri și mă bucur totuși că o să scăpăm de ele mâine, poimine când vine cineva să le ridice. Dar, referitor la cină, în seara aceasta am încălzit o supă cremă de ciuperci aromatizată cu trufe. Mai aveam de la Food Kit. A fost vreo 12-13 lei, ceva de genul. Să scot și asta din priză. Am prăjit aici două felii de pâine ca să le tai așa cubulețe. Ia să le las să se mai rumenească. O să le tai cubulețe ca să fac un fel de crutoane. Așa, și am luat o punguță din asta, am încălzit-o, asta este a lui Adi, mă rog, și zic, hai mai bine să pun în castron după ce am încălzit-o și să gust, că poate nu-mi place, deci vă zic sincer că nu credeam că o să-mi placă, deci mă gândeam că o să mănânc o felie de pâine cu niște brânză și niște roșii și am gustat și este absolut genial, deci cam așa are consistența, este foarte cremoasă. Dar nu mă așteptam să fie atât de gustoasă. Deci, efectiv, miroase a ciuperci, adică mai mult de atât, miroase parcă și un pic a usturoi și a trufe, clar. Dar este absolut delicioasă. Iar atunci când mănânci, mai găsești și câteva bucățele de ciuperci, așa, care nu s-au blenduit foarte bine. Foarte, foarte gustoasă. Deci, dintre toate prehăbaratele, cred că supa asta a fost preferata mea dintre tot ce am mâncat până acum. Mai avem un fel de mâncare, o să îl încălzim mâine, ceva de genul probabil la prânz, ca să-l împărțim și să scăpăm și de asta. Absolut genială. Iar acum o să iau o felie din asta de pâine prăjită. Ia uita, s-au prăjit mai bine. O să o tai așa cubulețe și mi-o adaug aici, peste supă și gata. Asta este cina. Super, super gustoasă. Ah, am uitat să vă zic, porția asta de 350 de grame, deci bolul pe care l-am eu, are doar 150 de calorii. Și cu felia de pâine, 200 de calorii cina. Super bine! Micul dejun din această dimineață, o lipie caldă, o lipie graham, în care am pus cam 60 de grame de mozzarella. Aici am vreo 25 de grame de salam de Sibiu, fiindcă nu mai am mușchiuleț în casă. M-am uitat pe numărul de calorii. Salată, porumb și cam atât, și un pic de sare. Și l-am băgat un pic la presă, fiindcă nu stătea salata, am pus destul de multă și nu stătea sandwich. Așa că asta vom mânca noi în această dimineață. Am intrat până Mega să luăm niște cașcaval la ofertă, o să vă arăt când ajung acasă, dar ideea este că trebuie să luăm o gustare și am luat niște dulciuri din astea fără zahăr. Am aici o ciocolățică cu căpșuni și o napolitană și o să mănânc eu jumate dintr-una, jumate dintr-una și Adi la fel, adică o să le împărțim. De asta am vrut să vă arăt și vouă, asta e cu cacao, asta e cu, este ciocolată, de fapt cu căpșuni. Și cam atât. Tocmai ce ne-am întors acasă și voiam să vă arăt și vouă ce am cumpărat din Mega Image. Sunt câteva cumpărături. Astăzi a fost ofertă cu cardul lor Connect la Cașcaval, al doilea produs la 70% reducere. Dacă nu știți care este treaba, intrați pe site-ul lor, pe pagina lor și vedeți acolo că nu știu exact până când, dar în fiecare zi bag oferte la
câteva produse. A fost la capsule de cafea, am luat și noi și într-adevăr foarte mare reducere. Astăzi a fost la cașcaval, la ciocolată, geluri de duș, mă rog. Noi nu prea am luat, dar astăzi m-am gândit... Hai să intrăm să vedem ce cașcaval găsim și într-adevăr o să vă zic așa și prețurile. Trebuia să iei două produse identice, primul luai la preț întreg, al doilea la 70% reducere. Așadar am luat cașcaval light de la Hochland, 250 de grame și am calculat așa să vă zic în mare și prețul, 7,50 lei bucata, ceea ce este foarte bine. Pe urmă am mai luat două cașcavaluri din astea, două role din astea mici, 180 de grame. Astea să îi le tai mai mult lui David, fiindcă sunt așa micuțe și na, el lui place mai mult să-i tai o bucată mai groasă, mă refer. A fost undeva la 4,50 lei, a ieșit cu promoția aceasta. Iar aici am luat feliate. Am luat două pachete de cașcaval afumat, astea îmi plac mie. Așa, și a ieșit undeva la 3,50 lei caserola, pachetul de cașcaval feliat, și am mai luat 6 din astea, tot marca lor, deci erau la mai multe feluri, dar le-am luat și noi pe acestea, fiindcă mi s-au părut cele mai rentabile, cașcaval normal, feliat, și am luat 6 pachete ca să vină la fel câte 3 promoții din astea, tot la fel undeva la 3,50 lei a venit pachetul, ceea ce e foarte bine, deci am luat 6 și am luat atât de mult cașcaval, fiindcă astea de valabilitate sunt, ia uitați-vă, până în martie 2022. Adică este foarte ok, avem timp să le consumăm, dacă ajungem de sărbători cu ele, ar fi, dar nu cred, fiindcă se consumă într-adevăr. Am mai luat un pachet din ăsta pentru supă, dar o voi folosi acum doar ceapa și morcovul, o să fac o mazăre. Am o caserolă de copănele de pui, este în frigider. Și am mai luat mazăre, asta este mazărea pe care mama o folosește pentru mazăre și asta o folosesc și eu, 600 de grame, marca... Asta de la Mega Image, dar este foarte, foarte bună și dulce așa. Nu cred că o să pun ambele pungi, o să pun, mă rog, o să vedeți în continuare când mă apuc să fac mazărea. 6,70 lei, ceva de genul a fost punga, 600 de grame. Aici am văzut salată tabule, salata aceasta cu pătrunjel, roșie, bulgur ar trebui să fie, parcă, sau cuscus. Depinde ce au pus ei, niște ceapă, o să văd. Mi s-a făcut poftă, erau la raionul de vărsate, să zic, la vitrina cu vărsate și îți luai tu. Și asta a venit undeva la vreo 5 lei, sper să fie gustoasă. Și am mai luat niște dulciulețe din astea pentru gustări. Ciocolată cu lapte, astea au fost 1,50 lei, am mai luat ciocolată cu căpșun, dar am mâncat una deja în mașină. Și napolitanele, am luat acum cu cacao, la fel am mâncat una în mașină. Cu Adi, bineînțeles, 90 de bani napolitanele, 1,50 lei ciocolatele, ciocolățile, sau cum se zice. Gata, atât. Asta am reușit noi să cumpărăm, v-am zis, intrați și vedeți, fiindcă chiar este super avantajos. Mă apuc să fac o mazăre de pui și am aici niște copănele, le-am spălat, cred că sunt vreo 8, ceva de genul. Pe urmă am aici două bungi de mazăre, 600 de grame fiecare, dar nu cred că, cred că o să folosesc cam 1 kg, deci mai păstrez într-o pungă un pic, fiindcă mă gândesc că poate o să mai facem într-o seară și să mai adaug așa mazăre la legumele pe care o să le fac. Și mi-am pregătit aici niște legume, mai exact un morcov, o ceapă, niște ardei roșu, ardei galben, un pic de zucchini. Astea le toc mărunt și mi se pare că așa poți să ascunzi foarte multe legume în mazăre asta, fiindcă este ea foarte bună, foarte dulce și nici nu simți că mănânci, nu știu, zucchini poate, dacă nu-ți place. Mă rog. Și mai avem nevoie de niște piure din ăsta de roșii, pastă de roșii, o să-l folosesc, cred că, o linguriță sau două. În mod normal ar trebui să o dizolvi în apă fierbinte sau o pui direct și amesteci foarte bine. Cum procedez? O să pun copănelele în oală, o să fac din nou la oala aceasta, pun o lingură de ulei în oală și un pic de apă, le rumenesc așa puțin, doar cât să toc eu legumele, adaug și legumele, le înăpăși și pe ele puțin, pe urmă adaug mazărea, pasta de roșii, apă, condimente și așa mai departe și o să dau pe un program, o să mă uit, că nici nu știu pe care, sinceră să fiu, cred că pressure cu vreo 15 minute maxim și cam atât. A, și la sfârșit mărar, neapărat, mie îmi place mazărea cu mărar. Deci am tocat legumele, cam așa, cât de cât să aibă aceeași dimensiune. Pulpițele sunt aici, v-am zis, într-un pic de ulei și un pic de apă. Acum o să adaug și
și legumele, le mai luați 2-3 minute, pun și restul ingredientelor și o să dau pe pressure cook 15 minute. Gata și măsărica mea, până la urmă am lăsat-o 20 de minute pe gătire sub presiune și a ieșit cam lichidă. Cred că trebuie să mă obișnuiesc să nu mai pun atât de multă apă, fiindcă nu are unde să se evapore. De asta am mai adăugat un pic de amidon ca să lege sosul. Mi-am cântărit aici, mi-am pus și un pic de mărar verde peste și bineînțeles sunt niște castraveți din aceștia murați puși de noi. Și cam atât, miroase foarte, foarte bine. Și arată bine, zic eu. Cărnița este super, super fragedă. Așa că, da, cam asta este prânzul meu. Nu mai mănânc cu pâine, fiindcă e super ok. Am cărniță, am mazăre, am de toate. Dragii mei, cam acesta a fost clipul de astăzi. Sper tare, tare mult că ați rămas cu mine până la final. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, să-mi dați un like și să-mi lăsați părerea voastră în rubrica de comentarii. Aștept cu mare drag părerile voastre să-mi ziceți ce v-a plăcut cel mai mult din clip. Dacă veți încerca și voi rețetele, dacă vă veți înscrie pe FoodKid. Dacă, încă o dată vă zic că acest clip nu este sponsorizat, doar că atunci când găsesc lucruri din astea interesante și lucruri pe care le poți primi gratis sau spre testare, îmi place să vă zic și vouă, fiindcă de ce să nu profităm de oferte. V-am pupat, mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare și ne vedem în clipul următor.